Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mi-a atras atenția următorul titlu. În timp ce umblam eu pe net să caut subiecte de discutat între noi, prieteni, ca băieții, iată titlu. De ce a fost interzis râsul, râsul tip ha-ha-ha? Deci nu râsul rrr, pisică. Râsul ha-ha. De ce a fost interzis râsul în timpul ceremoniei de căsătorie într-o regiune din Rusia? De ce? Ca să le fie clar în ce s-au băgat de prima. Oficiul de stare civilă din regiunea Rostov a interzis râsul în timpul ceremoniei de nuntă. E o bucurie să fii cetățean rus, pe bune. Nu te plictisești nicio zi. Decizia este oficială. A fost deja publicată pe portalul regional de informații juridice. Documentul precizează că exclamațiile, conversațiile zgomotoase și râsetele nu sunt permise la ceremoniile de căsătorie din sediul stării civile. Adevărul că nici nu-ți vine. Potrivit TV Rain, nu știu ce punct. În plus, în timpul ceremoniilor, participanții nu se pot deplasa prin încăpere, nu pot mânca, nu pot fuma și nici, asta e nenorocire, consuma alcool. Deci îți dai seama ce de bandadă era acolo dacă ăștia au luat deciziile astea. Da. Ce frăsuneală era. Fumau aia ca turcii. Mâncau, beau. Băutura aici. Râdeau de se topeau, dar îți dai seama că nu râdeau, nu aveau treabă, că ei râdeau de besierău, nu de ceremonie. Da. Deci, potrivit oficiului de stare civilă din regiunea Rostov, căsnicia începe practic fără nicio pauză. A intrat în spațiu de căsătorii. S-a terminat. S-a terminat, acolo ești. Șefa oficiului de stare civilă din regiunea Rostov, Olga Isaienko, aș vrea să văd o poză cu doamna. Presupun că doamna Isaienko are, este, sigur, e în uniformă. Nu poate să fie altfel, în uniformă soldățească. Și cred că trebuie să aibă ceva înspăimântător ca să dea astfel de ordine. Da, zice, căsătoria este un moment fericit. Este permis să zâmbești, dar nu este nimic amuzant în ceremonie. Pă bune? Acesta este un moment solemn, emoționant. Nu cunosc nicio ceremonie solemnă la care să se poată râde. Corect. A spus Isaienko. Mă, totuși, ăsta este în ce univers se trăiește în Rusia când oficialul spune la căsătorie nu se râde. Trebuie să fii solemn la căsătorie. Doamna continuă. De obicei, oamenii sunt impresionați la aceste evenimente. Pot chiar să plângă, am mai spus ea. Sigur plâng, dar e prea târziu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.